Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale Astăzi vom face acel case opening de care, chest opening de care v-am promis Pentru că aveam acel, acest uh, uh, legendar pe care vrem să-l deschidem Mamă ce la are aplicația asta uh, Pe care vreau să-l deschidem în episodul trecut și până la urmă am zis Hai acum să-l deschidem pentru că în episodul trecut n-am avut cum să-l deschid Că de-abia primi se îmi să aștept să mi se... Um, să, -mi, să treacă timpul ăla acolo Nu știu ce să cer, să cere niște hug E, yeah, unde e hug -ul? Mamă, ce lag are aplicația asta, e aplicația asta Nox Play... Coc... Co-player, e, e, n Oricum, ca idee um, Hai să vedem deschidem și noi legendarul ăsta. Nu uitați să apăsați butonul de like înainte să înceapă clipul și vă rog din suflet să-mi lăsați un comentariu în care să-mi spuneți ce credeți voi că va pica. Oare e așa de curiozitate? Gen dinainte. Sunt tare curios ce părere aveți voi. Așa, oare dacă se vedem dacă, dacă, dacă ghiciți de fapt. Dacă ghiciți dinainte să-mi pice. Adică să scrieți acum și practic ați înțeles voi. Bun. Uh, eu personal, nu știu, mie mai lipsesc câteva legendare, vă dați seama că îmi doresc unul dintre legendarele de noi pe care nu le am, adică un dăsta, uh, sau un dăsta, sau un dăsta, deci practic una dintre astea trei vreau, pe care, uh, dacă s-ar putea banditul, pentru că mă tentează, nu știu, îmi place mie foarte mult. Hai să deschidem întâi free chesturile. Da, le deschidem. Că nu mai dacă crește aplicația. Le deschidem, nu-i problemă. A, ah, am inteles Bun, hai să vedem. Mi-a bigat un furnal, Royal Gigant și un peca. Super chest amic. mic. Și acum hai să nu mai lungim și să deschidem chestul nostru pe care vreau uh, vrem să deschidem de atat timp. Hai să vedem. Încă un The Log? Cât <laughs> nu la, mă gândeam la chestia asta, că dacă primesc încă un The Log, că nu vreau, adică nu folosesc cartea asta. Și l-am deja la level 2. Adică, mh, nu știu, personal nu pot să zic că wow, încă un delog, am încă un delog și level 2 la delog. Wow, nu pot să zic că e cine știe ce, dar e ok, adică dacă mai strâng 3 pot să-l level 3, ceea ce va fi super OP, dar nu știu acum ce să zic. Um, nu prea avem ce să încercăm nou, aș fi vrut să-mi pice banditul pentru că era super interesant. Oricum am decăzut din arena 10, destul de greu să stai acolo, mai zic că e un curse level destul de mic, și oricum n arena 10 nu pe aia nimic interesant decât că pică legendar la shop Personal vreau să ajung în legendare arena, dar am mai am de tras, mai am de făcut level up la cărți uh, Deci probabil Mă gândeam De ce să nu deschidem și un giant chest odată și odată? Pentru că o să avem nevoie de, am nevoie de aceste, de aceste cărți dar mă gândeam să nu mi folosesc încă gemzurile pentru că e nevoie de ce știe când mai pică câte o ofertă din aia cu legendary chest și alea chiar sunt importante sau cu gemzurile, spre exemplu, cam 1700 și cu 1700 tot nu pot să mi de 100 de what the fuck, de scumpă e. Da, mulțumesc mult de fapt, ce? Nu, nu încheiem episodul, dar în schimb, vom deschide, cred acum încă un giant chest, aș vrea să-l deschid acum, pentru că, nu știu ce să zic, adică, îmi trebuie cărți, știți? Dar dacă o să-mi pice niște cărți de astea de care nu folosesc Lasă, nu m-am gândit Deci nu prea pot să fac cărți multe la level mare Dar nu prea înțeleg de ce Adică nu mi-au picat cărțile Nu știu ce să zic deci, Nu mai ce să mai fac acum, efectiv uh, Băi, eu cred că aș cumpăra un gen chest uh, Dar poate în alt videoclip Pentru că acum e ok Adică, nu, nu videoclipul ăsta Dar e ok, am deschis legendary -ul. Oarecum reacția mea slabă pentru că nu îmi place și mult legendara. Da, hai să dăm un meci cu, cu ăsta, cu decul meu main, să vedem dacă ne descurcăm. Să vedem dacă e totul ok, să nu fie un bullshit sau ceva. Bun. Hai să vedem cum, o dăm cu decul ăsta. Am câștigat în ultimul timp că el, deci e destul de ok. Eu zic că ar trebui să mă descurc. Dar sperăm că n-am lag de la emulatorul ăsta, no cock player. Altul nu merge, mă pot pune să reinstaleze, etc. Tot felul de prostii. Bun, băi fiți atenți cum o fac pe asta. O fac așa, am primit un mesaj de la cine, Ah, super. Ok. Graveyard? Ia, 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 yeah, 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 yeah. dă-o cu mine, dă-o cu mine, dă-o cu mine, hai. 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 Ah, aproape să dea cu mine. Ok, nici problemă, noi o să punem night-ul. Ok, hop. Easy peasy lemon squeezy. Ok, hai să vedem. Facem praf o Bun, o să punem un gigant din spate. Care să vină. No, mi -a iau, mi iau No, am pus. Băi. Băi, ce-a rămas doi în viață, doamne, ce bulan cu astia doi. Altfel mi-o l-am urât. Hai să încercăm asta. Și de ce? Pentru că e nevoie. Mama are valchiriță care se descurcă super bine împotriva mea. Practic, dar avem o arcașă. Mama, mama, am activat King Tower. Mama, am activat King Tower. -ul. Ce mă fac? Bun, punem asta. Și o să punem Knight. Uh, bolo, îmi dă damage mult. Ai că de fapt m-am descurcat bine. Nu știu acum dacă a pus în turnul jos. Nu știu dacă are, El nu prea are rost să se mai apere, dar pa, mea el decide dacă se mai apără sau nu, în practic. Archers? Hai să vedem. Ha, mă, lasă-mă să-ți dau turnul verișoare. Băi, verișoare, ești, ești penibil. Adică, ce mai aper la turnul ăla? Că dacă ți-am dat un graveyard odată, că n-ai cum să mai ai nimica. Uite, ți-am dat toată graveyard, e. Ia, cat gata. n să mai fac în spartă, ok? Zap. Nu! Ce? Nu l-am bătut încă pe ăla? Ok, hai că îi dau acum turnul, o să sperăm. O să-i dau un graveyard nou. Fiți ar... fi tu de râs să fii. O bucată dai Dar Da, nu, că trebuie să-mi vină zapul și... Ah, hai că l-am bătut, ok. Nu mă pot apăra cu ce am acum. Ok, l-am capiat acolo. Bun. Nu-i bai. O să punem un gigant pentru defense. Probabil vrea să fac un cycle. Eu o să încerc să nu-l las, ce să zic acum. O să pun graveyard, e ok, l-am bătut. GG! Nice! Uh, 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 uh un pic de victorie, 30 de trofee, dar n-are niciun sens să mai joc pentru că n-am ce să mai fac, efectiv, am toate chestiile, uh, n-am ce să donez, n-am ce să fac, deci e cam ok. vă mulțumesc mult de bani acordat, sper că v-a plăcut acest clip, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, Eu am fost tare, să ne vom vedea, data viitoare, pa, pa!